Salutare, oameni buni, și bine ați venit pe canalul meu. Mă, ce vreau să zic, am venit și eu să iau un vagon gata încărcat. Zic, mamă, ce mișto, l-am luat și am plecat. Da, ghinion, trebuie să pun chingi. Am niște paleți foarte mari cu rigips și ăia neapărat trebuie legați cu chingi. Așa că la treabă șoferică. Păi, tot încerc să înțeleg cum naiba fac ăștia și dublează kinga pe clichet. Ia să iau un clichet de jos. Eu nu reușesc. Am văzut că tot majoritatea colegilor de la noi, nu știu cum naiba face. Și bagă kinga pe după clichet de la strângere să dublează și nu mai poți desface, să o ia naiba. Și cred că am înțeles acum, dar nu știu de ce fac ăia așa. Deci, practic, am băgat kinga prin spate, în jos, se vede, da? Nu. Și doar agăț aici, în cârlig, o lași să cadă jos, o ții strâns și te apuci de strâns, mă. Ce te dublează aia? Fii atent că acum o desfac să o ia naiba. O desfac. Deci acum e desfăcută, să vede ce ușor se desface. Și iau capătul și înainte să o strâng îl bag prin spate. Fii atent cum fac ăștia, că am înțeles și eu. Dar de ce fac așa, că să se chinuie, mă? Deci înainte să o strângă, bagă pe aici, vezi? Fii atent. Uite așa. O bagă prin spate, o trage toată, kinga, bineînțeles, așa. O să-i întind să fie are. Păi mie mi-e și greu, că eu sunt mic, trebuie să o țin întinsă acolo, sus, să mă apuc de strâns și fie are. Acum kinga, practic, o trage de două ori, trage și partea de sus și aia care trebuia să cadă în jos. Păi asta nu mai poți desface când e strânsă. Te chinui 10 minute, uite și tu ce porcărie. Nu, mă, kinga trebuie să vină prin față, pe aici, să o lași să cadă. Bine, asta am făcut numai ca să văd și eu cum naiba fac ea și am să o desfac. Și doar atât, mă, deci o bagi pe acolo, prin spate, o lași să cadă jos toată, ții întins și te apuci de strâns, mă, ce ea? Numai să chinuie și l-a pus kinga și l-a scos kinga. Mulți motivează că, da, nu mai scapă clichetul, da, nici nu mai scos kinga de pe clichet. M-am chinuit într-o zi 10 minute la fiecare clichet, că ei după aia le dă jos de pe marfă și le adună grămadă și le pune în ladă și următorul țeapă, muncește ca fraierul. Și uite, na. Deci dacă siguranța asta se vede bine, stă exact între doi dinți ai clichetului, nu va scăpa niciodată. Ei tot pun prin spate dublu ca să nu scape kinga, mă. Uite la ea. Unde scapă? La naiba scapă, că nu scapă. Văzusem eu că dublează ei kinga pe clichet, dar n-am înțeles niciodată. Muncă mai multă. De-aia. Următoarea. Da. M-am încălzit deja, cu toate că e destul de răcoare și bate și vântul. Eu puțin m-am încălzit, mă plec să iau un clic. Da. Bă, nu înțeleg, mă, poia, mă. Cum să bagi tu kinga de două ori, mă, să se răsucească de două ori? Cât de
sănătos să fii la cap să faci așa. Așa, mai repetăm o dată. Deci, băi, bag Kinga prin spate, asta e, care va o tăiat-o, și acum chinuite Cristi că nu mai intră cu un florit capătul, dar am să mă chinui să o bag, să o ia naiba și pe asta. Uite că am avut noroc și-o mers. Așa. Păi ce-i așa greu, măi? Ai băgat-o de sus în jos, prin spatele mânerului, da? Uite acolo. Și nu mai da, mă, băi, nu mai da, mă, prin spate, mă, nu mai băga aici. Așa, așa fac ei. Deci o bagă prin spate. Și bucla asta când se adună, se rulează odată cu aia de sus. Păi și ce-am făcut? Deci bag-o și doar las-o să cadă jos, o ții întinsă și strângi, mă. Cine-i învățat pe aia să pună chingi, nu știu. Profesor de aia meseriaș, bă, fă așa că nu mai scapă clichetul niciodată, nici când vrei să-l desfaci tu nu mai scapă. Da, da. Dar mai e șmecherie. Uite aici, ce ești, ce are, uite ce bine arată, uite la ea, așa trebuie să arate o chingă, mă. Să nu vină prin spate. Ea când ai strâns, e căzută, uite acolo, uite cât de bine arată și nu scapă, mă, bă, nu scapă, uite la ele, da. Am vrut doar să vă arăt ce fac alții, nu știu cine i-a învățat, dar e bătaie de joc pentru că chiar și astăzi când am plecat de la bază, am văzut o ladă cu chingi, tot așa, ele băgând de două ori chinga pe după clichet, când o desface nu mai scapă, doar scapă clichetul și după aia se adună grămadă pentru că ea e dublă și atunci trebuie să stai să tragi odată exteriorul, după aia încă un pic interiorul, iar exteriorul, iar interiorul, că acolo se fac, practic, cum să zic, două bucle de chingă una peste alta și stai naibii 10 minute la o chingă, nu știu cine i-a învățat să pună chinga așa, numai se complică și la pus și la spus. Da. Na, cam atâta. Nu mai filmez că o vint un șmecher să cam uită după mine că ce fac eu aici, dar îi trece. Așa că, dragii mei, nu mai băgați chinga așa a doua oară, deci înainte să strângi clichetul, nu mai băga în sus a doua oară, că se rulează practic una peste alta și nu mai poți desface. De-aia și am chinga asta tăiată, probabil a fost pe un palet mai scurt, nu mai putut să o desfacă, dar a fost simplu, a luat cuțitul și a tăiat-o. Da, hai, ne auzim data viitoare, papa, aveți grijă cum legați chingile, mă, dați-o...